Potențialul de irigare existent în țară trebuie dezvoltat astfel încât agricultorii să poată crește produse de calitate și competitive. Guvernul împreună cu fermierii, în parteneriat cu instituțiile finanțatoare internaționale, încearcă să identifice soluții pentru a extinde accesul agricultorilor la apă pentru irigare. Ministerul Agriculturii examinează mai multe posibilități de atragere a investițiilor internaționale și private în acest sector pentru a reduce riscurile schimbărilor climatice care afectează tot mai mult agricultura din țara noastră. Producătoarea Aurelia Cecoi din raionul Anenii Noi își dezvoltă afacerea pe 80 de hectare de terenuri agricole. Cultivăm legume în câmp deschis, cartofi, morcovi, ceap, sleclă roșii. Lucrăm deja 7 ani. Vrem ieșire la export. Nu vrem să ne oprim la materie primă. Fermierul Valentin Pântea are o livadă de alun la Călinești, Fălești. În 2020 a hotărât să fondeze o asociație și să ia în comodat sistemul de irigare centralizat din localitate pentru a-l reabilita și acum este în căutare de investiții. În an secetos avem probleme foarte mari. De aceea și ne luptăm. Încercăm să facem, să ajungem la conștiința, spunem, producătorilor, că fără irigare nu avem nimic. În prezent, o mare parte a infrastructurii centralizate de irigare din țară este deteriorată, spun experții. S-au creat 35 de asociații ale utilizatorilor de apă care au preluat în gestiune 30 de sisteme centralizate de irigare, dar din aceste 30, doar 18 funcționează. Agricultorii și-au asumat chiar decizia de a prelua aceste sisteme în scopul de a le păstra și a nu permite deteriorarea în continuare. Autoritățile susțin că în 2023, cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, prioritar vor pune accent pe restaurarea infrastructurii de irigare din țară și pe reabilitarea și construcția unor lacuri de acumulare. Vorbim de Banca Mondială, care ne-a dat un ajutor de 25 milioane de dolari, care vor fi investiți în 3 sisteme centrale de irigare. Suplimentar avem discuții cu Agenția Franceză de Dezvoltare. Plus la aceasta, deci statul continuă să subvenționeze procurarea de tehnică, echipament pentru irigare, utilaje pentru irigare. Dacă acum 30 de ani Republica Moldova iriga peste 300.000 de hectare, din terenurile sale arabile, în prezent este irigată o suprafață de 10 ori mai mică.